Consilierii județeni s-au reunit astăzi în prima ședință ordinară a acestui an. Printre proiectele supuse aprobării acestora s-a aflat și cel care vizează preluarea unei suprafețe de teren de la Consiliul Local Dobroteasa. Aici urmează să se construiască o bază de intervenții pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt. Aceasta vine să completeze serviciile de urgență oferite locuitorilor din Nord, care pe viitor vor avea la Dobroteasa și un punct de lucru al Serviciului Județean de Ambulanță. Noi acum încercăm să facem și un punct pentru Inspectoratul de Situații pentru Situații de Urgență, pentru că la fel la acele cazuri mergeau de la Slatina sau mergeau de la Scornice și practic însemna o oră, un incendiu, cred că era cam mult și ajungeam deja când nu mai puteam face nimic. În momentul în care vom avea un punct de lucru acolo, cred că lucrurile se vor schimba. Noi astăzi am trecut terenul pe care urmează să fie construit de către Consiliul Județean Olt a acelui sediu, conform proiectului pe care ni-l va înainta ISU, pe un teren al Comunei Dobroteasa, care l-a predat către noi în administrare. Suma necesară construirii bazei de intervenție a ISU de la Dobroteasa va fi cunoscută până în primăvară, urmând a fi alocată ulterior, după aprobarea studiului de fezabilitate. Sursa de finanțare este bugetul Consiliului Județean Olt. Nu n-am făcut, că se va face în baza unui SF-ul agreat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență acest lucru. Tot la Dobroteasa se va înființa în scurt timp și un birou al Serviciului Județean de Evidență a Populației. Clădirea în care va funcționa acesta va fi pusă la dispoziție de administrația locală, care a alocat și banii pentru modernizarea și dotarea acesteia. Nu stăm bine în nordul județului, de aceea suntem, am în 3 luni, 4 luni de zile, terminăm Serviciul Public Comunitar Dobroteasa, în care Vitomireștiu, Sâmbureștiu, Topana, Făgețelu vor fi arondate la Dobroteasa, iar cetățenii de acolo nu vor mai fi nevoiți să vină la Slatina pentru depunerea sau pentru eliberarea documentului de identitate. Ce personal va lucra acolo? Personalul ține de primărie, repet. Vor fi 3 posturi, dintre care unul de stare civilă și 2 posturi pe evidență. Viitoarele structuri ale Serviciului de Ambulanță Olt, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență și Serviciului Județean de Evidență a Populației vor deservi populația din zonă, acesteia fiindu-i arondați locuitorii din 7 comune, care vor putea avea acces mai rapid la serviciile oferite de cele 3 instituții.